Tema live-ului de astăzi nu pot să... Nu puteam să o lăs pentru mâine, pentru emisiunea Puterea în adevăr cu moderatorul Gheorghe Gonță. Nu puteam să o lăs pentru luni, deoarece, dacă să vă spun sincer, eu fierbeam, oricum spun moldovenii, fierbem ieri, într-a două jumătate zilei de ieri, în timp de noapte, deoarece eu nu vroiam să cred că cinismul cinismul guvernării, și acum când spun guvernarea, nu contează că e Maia Sandu, că e guvern, că e parlament, că e directorul Energocomului, că e Andriuha Spânu, care tipa nu mai are treaba azi cu tarifele, procurarea gazelor naturale, energie electrice, că el îi dăm numai cu infrastructură, dar ei sunt toți vinovat și eu consider că președinta Maia Sandu, care a fost locomotiva de a duce pasul azi în Parlament cu 63 de persoane, acceptând sau tăcând când se întâmplă mai multe mizerii în țară. Iar cumva este complici și faptul că astăzi, pe timpul oamenilor buni, pe timpul vremurilor bune, da? Și fachii. Deci, sfra unii din voi am ușa spui pe timpul la toate puterile. Dai numai că acum pot să vă fac o constatare sigură. Nu vorbim despre toate guvernările, dar pe timpul lui Plahotniuc, oricum, se fura din venituri. Din veniturile companiilor de stat, din veniturile la diferite scheme, dar oricum se fura din venituri. Astăzi, guvernarea PAS, în frunte cu Maia Sandu, fură din pierderi. То есть при Плахотнюке воровали с прибыли, во время Майя Санду сегодня воруют с убытком. И сейчас я вам докажу, что крадут конкретно из карманов каждого гражданина нашей страны. Дичь Лелом Перант, чей Карин Салконектат, ор приви registrarea, că noi vă iau mult din timp. Cei care sunt online, vă mulțumesc pentru distribuire, reposturi. Всем спасибо за репосты, потому что это единственная возможность донести информацию до всех, до максимального количества граждан нашей страны. Așa, deci, prieteni, în 2023 toți ați fost martori la tot în anii 22-23 ați fost martori la tot haosul, la tot bardacul, la toate crimele pe spatele vostru, pe spatele nostru, legate de procurarea gazelor naturale. Din buzunar de la fiecare cetățean, suma totală este de miliarde de lei, care au fost scos într-un mod banditesc. Am făcut tot posibil pentru a deconspira piața paralelă, țineți minte, da? Când am ieșit în fața dumneavoastră și am spus că voi achitați gazul cu 29 de lei, dar cineva îl achita 12-14 lei, existența pieței paralele. Atunci guvernarea s-a speriat, a cedat și au micșorat tariful de la 29 la 18 lei pentru persoane fizice. După asta au mai făcut ei un gest, drept că au întârziat, au cu cel puțin 6 luni de zile, au ieftinit gazele, deci până la 14 lei 40 de bani.
pentru un cub. Prieteni, acum vă spun ce s-a întâmplat ieri. Deci, ieri a avut loc o licitație. Parcă nicio tacova, o licitație, o companie de stat, sticolni zavod, fabrica de sticlă din Republica Moldova, a vrut și ea, în rând cu companiile private, să cumpere pentru luna mai un milion de, aproape un milion de mii de metri cubi de gaz. Ce s-a întâmplat până la asta este foarte important. Acum de vreo două zile am fost martori la alt eveniment, că Comisia Situației Excepționale, în decembrie, înainte de a pleca cu tot cu nebuneala asta cu starea de urgență, cumva a impus Energocomul, tipa în favoarea cetățenilor, ca până în luna aprilie inclusiv să fie vândut gazul către de la Energocom către Moldova Gaz cu 550 de euro medi metri cub. Acum, la altă ieri, noi am primit breaking news. Că, băi, nesmătrea la faptul că Energocomul trebuie să vândă în continuare în luna aprilie la Moldova Gaz cu 550 de euro, e ieftinesc cu prețul cu 100 de euro și doar 450 de euro pentru 1000 de metri cubi o să fie preț pentru Moldova Gaz. Și vreau, în afară de asta, ei spun că nu e clar dacă sunt premizii pentru a micșora tarifele, le spune Moldova Gaz și Moldova Gaz aici chiar nu poate spune nimic, deoarece având gazul de la Energocom cu 550 și am cu 450, nu tare se poate juca cu tarifele. Dar a fost întrebat și domnul Parlicov, ministru, главный энергетик страны, да? Dacă sunt premise de a coborî prețul. Domnul Parlicov zice că la sfârșitul anului poate și gazul până la 10 lei prețul. La sfârșitul anului, adică peste jumătate de an. Ca să nu fiu acuzat de manipulare, de falsă, nu știu, priviți, vă rog, de la celebra televiziune TV8, știrile cu Angela Gonța, vă dau o scurt secvență, ca să înțeleg despre vorba. Chiar și doamna Angela Gonța, cu așa o voce bucuroasă, a declarat ca să ieftinească gaz. Dar uitați-vă dumneavoastră. Tak, o secundă. Așeșca. Tak. Cu 100 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Se ieftinește pentru Moldova Gaz cu 100 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Energocom anunță că reduce prețul până la 450 de dolari, urmare a achiziției unor stocuri mai ieftine de pe piața europeană. Deocamdată nu este clar dacă scăderea prețului de vânzare către Moldova Gaz va duce și la reducerea tarifului pentru consumatorii casnici. Acum un moment examinăm acest anunț. Oficial n-am primit de la Energocom nicio înștiințare. Ce ține de tarife și modificarea prețului, vom tot comenta când vom avea toate datele necesare. Dar putea să existe teoretic premii pentru o scădere? Nu, acum nu pot să vă spun sincer. Acum, în moment, iată, lucrăm și suntem. Ultima ieftinire a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul lunii februarie. În prezent, acesta constituie 14 lei și 47 de bani pentru metru cub. Recent, ministrul energiei, Victor Parlicov, a declarat că până la sfârșitul anului am putea avea parte de ieftiniri semnificative și un tarif de sub 10 lei pentru consumatorii casnici. Ura, tovarăși, ați înțeles. Ministrul Parlicov a zis că până la sfârșitul anului... Deci, prieteni, eu sper că a fost tot clar ce am spus până acum, că au ieftinit gazul tipa cu 100 de euro, dar prețul rămâne pentru oameni tot același, dar până la sfârșitul anului, tipa poate și până la 10 lei. Deci încă o dată, noi avem astăzi o huinea creată de domnul Spânu sub denumirea Energocom. Deci acest Energocom celebru este azi o companie de stat care vinde gazele pentru Moldova Gaz și Moldova Gaz le-am vinde nou cetățenilor. Fix așa, tot ei
răspund de vânzările energiei electrice în țară. De asta deja mă ocup foarte intensiv. La noi gaz, gaz, dar cu prețurile lunii nu tot trebuie să întâlnăși. Acum, ieri, acest Energocom a fost una din 5 companii care au participat la licitația organizată de Fabrica de Sticlă din Moldova, Moldavski Sticolni Zavod, întreprindere de stat. Și fiți atenți, tot acest Energocom, care am o tipă de 100 de euro mai ieftin pentru oprile gazul la Moldova Gaz cu 450 de euro, ieri, cred că și-au câștigat licitația, că depunerea ofertelor a fost la 9 dimineață, la 11 dimineață a fost deschiderea plicurilor, vscrâtea convertului. Unde știți ce preț au dat ei pentru Sticolni Zavod? Deci pentru Sticolni Zavod ei au dat prețul de 6 lei 29 de bani. Atien, 6 lei 29 de bani. Fără TVA, cu TVA ar fi 6 lei 80 de bani. Deci fiți atenți, stimați cetățeni. Voi astăzi achitați 14,40 gazul de la Energocom și tot ieri Energocomul vinde deja cu 6 lei 80 de bani. Deci накрутка 100%. Nu 50%, băi, cu 50, nu cu 50. De momentul când gazul ieri îl a vândut pentru fabrica de sticlă cu 6,80 de bani, cu TVA inclus, cu transportare, cu livrare, deci până la contor, doșocica. Deci acolo e 6,80 și la oameni e 14,40. Stimați cetățeni, spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră vă dați seama ce fac acești mizerabili? Dumneavoastră vă dați seama că ei sunt și alte întreprinderi de stat. Spre exemplu, Franzeluța S.A. Dar dumneavoastră înțelegeți că ei dacă ar da gazul cu 6 lei la Franzeluța, ap milioane de pâini gratis ar avea astăzi, pe lună, pensionarii, familii social vulnerabile, invalizi de toate categoriile, veterani de război. Deci pâinea ar ajunge la toată lumea. Încă o dată, fiți atenți, tot acest Energocom ieri o vândut, adică a depus la licitație. Prețul, cu tot cu câștigul, deci încă o dată ca să înțelegeți, asta nu e o pomană, 6 lei 80 de bani cu tot cu TVA, cu care au vândut ieri milioane de... au propus milioane pentru Sticolni Zavod. Deci în banii ăștia este și câștigul companiei, numai că pe întreprinderea de stat, să faci un business, unde îți câștigă, nu știu, un 10-20%, dar pe spatele vostru încă 100% e накрутка. De atât dacă moldovanul o înghițit-o. Când s-a ieftinit până la 18, ne-a închis gura atunci când a explodat eu tema și v-am arătat că există două piețe paralele. Numai că atunci o făceau firmele private și nu era implicat statul. Și cine spuneau ei? Că nu vă duceți la privat și de stăți la Moldova Gaz, că aici cu siguranță să fie gaz în prejur, anul împrejur și așa mai departe. Vă înțelegeți ce au făcut ei? Și tot am aceeași companie de stat Energocom, care va vinde vă cu 14,40 astăzi, le-au vândut ieri cu 6,20 fără TVA, 6,80 cu TVA. Deci încă un preț deasupra. Știți cum sumește asta? Asta e cum am spus-o la începutul live-ului, că, spre exemplu, metal feroz, pe timpul lui Placa, câștiga Plahotniuc și pentru dânsul, și pentru compania metal feroz, din câștiguri, adică e spribuli. Plahotniuc sunt bogăță, echipa lui metal feroz plesne, cât din flat era cu bani. Oamenii adunau prin țară, fier, uzat, fășiu și fășiu. Cu ce îți diferesc aștia de astăzi de Placa? Că Placa băga mâna în companie, încă o dată, și fura din venituri. Dar ăștia de la Energocom fură direct de la voi din buzunar, de la fiecare. Că de 7 lei, concret, amu, luna, aprilie și mai. Deci m-am uitat că dacă anul trecut
În luna mai au fost consumate 47,7 milioane de metri cubi de gaz. În luna mai 23,6 milioane metri cubi de gaz. În total ar fi 70 de milioane. Deci încă o dată, ca să vă fie clar, udarul ăsta de 70 de milioane înmulțăm la 7 lei? Cât? 77. 49. 490 de milioane de lei. Ok, пасся сам уж думаю паликом, ну, кла, там газ высокого давления, среднего, низкого, шакулы, как бы, знаете, окей. Я вам факут калкулу. Астас нарикум софии газу майскумп пентру персональный физичи де ноулей шедзащи бань. Нарикум софии маевтин. Кутевя инклус. Ласам чинчлей. Шапти зэзди милюани де кубарь. La 5 lei 350 de milioane de lei. Ребята, încă o dată, 350 de milioane de lei, de eu cred că sunt peste 400, totuși, doar în luna aprilie și mai. Și voi mă trebuie să închideți gura și să plătiți. Sau, mergem împreună tăți la Energocom, trebuie mergem și la Dominator, dacă trebuie să mergem la Королева бензоколонки Майя Санду, și oare îi apucăm de gât și ei ne dau tariful reale, așa cum și-au dat ei ieri la Sticolnii Zavod? Noi nu cerem gratis. Dar astăzi s-a chis încă un preț. Și nu ne se dă cotleta, că până la anul nou, până la sfârșitul anului, poate să ieftinească gazul până la 10 lei. Dar dacă calculăm 6 luni de zile, а по ребята нас и 500 суди миллионили, яр трещим де пистю миллиард. Анцелезись? Спорня зворок, дамна Санду, думня вастра, аз декларат, ка сис пшедентили тутурор. Ши йо вам грызут. К дарастас, думня вастра, ну сунтес пшедента тутурор чататенур. După cum i-ați divizat în svoje чужие, în răișă buni și așa mai departe. Dar cu siguranță pot să vă spun, doamna Sandu, că dumneavoastră sunteți astăzi președinta tarifelor obraznice și ureașă în Republica Moldova. De ce dumneavoastră sunteți președinta tarifelor mizerabile, frauduloase și obraznice? Deoarece dumneavoastră v-ați permis... Când eu am ieșit și vă l-am apucat pe gât, pe spânul, când i-am descoperit pe cei de la termoelectrică cu păcura, tema asta o să fie continuat săptămâna viitoare. Dumneavoastră ați ieșit și a spus, acestea declarații nu sunt probate, povești grosulani. Nu vă rușine dumneavoastră. Doamna Sandu, eu nu am astăzi un scop ca dumneavoastră să mă mențin la putere, nici chiar să o câștig. Eu am un scop ca să deschid ochilor la toți cetățenii din Republica Moldova, să le demonstrez oamenilor fața reală a oamenilor buni și vremurilor bune. Voi vă acoperiți cu valori europene, aduceți fel de fel de păcătoși corupți în Republica Moldova, inclusiv să ne consulte și să învețăm noi cum să lucrăm. Dumneavoastră care n-ați făcut nimic pentru țară, în sectorul real al economiei, și nu trebuie să spuneți că președinția n-are treabă. Din momentul că voi îi păstrați și îi gestionați pe ăștia de la guvern, majoritatea asta de bludnici din Parlament, care o vezi dumneavoastră sunteți, răspunde tot timpul șeful, înțelegeți? Dar șeful lor sunteți dumneavoastră. Unica ce ați inventat dumneavoastră, asta că dacă, Doamne ferește, vin rușă la Odessa și așa mai departe sub masă și ați pregătit combinația cu Unirea cu România ca tip a salvat țara, că tot ce ați făcut voi. Noi nu avem nevoie de așa salvare, nici din partea dumneavoastră, nici din partea guvernării, nici din partea... Noi vrem astăzi să nu mai prostiți oameni. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, ca femeie, ca doamnă, chiar nu vă doare astăzi că șede o mână de scatine de-a dumneavoastră care astăzi pun încă un preț la gaz și îl țin ridicat,
ca dumneavoastră la toamnă să ieșiți și să băteți cu pantofiorul cel galben și să declarați că cetățenilor trebuie să le oferi prețuri reale pentru gazele naturale și să vă cubare prețul în campanie electorală, ca să bludnișiți oamenii fix așa cum îi bludnișiți cu referendumul vostru, mincinos, ca și tot partidul dumneavoastră. Stimați cetățeni, încă o dată, eu cred că astăzi nu trebuie să lăsăm politica la o parte și trebuie să ne unim și să mergem împreună să înnădușim acest energocom, care astăzi e mult mai vestit ca metal feroz pe timpul lui Plahă. Noi trebuie să cerem de la ei claritate și se întâmplă la noi în general cu piața energetică. Că noi încontrozați să ajungem la prețurile la lumină. Prietenii, eu fizic nu reușesc. Reconstruirea partidului, afaceri, pregătirea hramului, pești. Am varit alaltări noapte, am stat cu meșterii, îi dăm bătaie, facem stațiuni din inox, le punem pe țară, beșnici care stă sfântile și multe alte lucruri. Dar doamna Sandu are penița și are acces la informații. Vorbiți dispersiv. Unii se chem, băi, și fac prosalani ni din pas. Spuneți, vă rog, dați-ne, vă rog, informații zilei. Părerea de rău, SIS-ul este astăzi folosit pentru altceva și nu pentru ce și ar trebui. Acum, stimați prieteni, după ce voi publica acest video pe YouTube, pe Instagram, mâine cred că în direct în emisiunea cu domnul Gonța vom discuta și facem noi cu energocomul să mergem la ei că acum să ne coboare gazul pentru agenții economici așa cum îl vând ei cu 6,20 fără TVA și la oameni să-l dea până în 9 lei, la persoanele fizice, până în 9, și acum, nu până la sfârșitul anului. Oare mai departe plătim, tășem, și trăim pe principul udare от праву și cu подставь леву? Vreau să am și un mesaj în limba rusă, că astăzi sunt furați și cei care nu cunosc limba de stat, împreună cu voi. Și eu vreau ca să cunoască tot cetățenii din Republica Moldova realități. Уважаемые граждане нашей страны, вчера Энергоком, госпредприятие, выиграло тендер на поставку 1 миллиона кубических метров газа для госпредприятия Молдавский стекольный завод. Энергоком это является компания, которая продает газ в Молдову газ по 550 евро. Сейчас, говорят, будут по 450. Молдова газ, покупая по высоким ценам у Энергокома, продает его вам, конечным потребителям. Именно 740 тысяч человек, физических лиц, потребителей в стране. Каждый из вас, кто меня смотрит, и те, кто посмотрит этот эфир в записи. Значит, чтобы вы понимали, этот же Энергоком, который вчера подал заявку на продажу газа по 6 лей 20 бань, закуп, 6,80, 6 лей 80 бань месяц НДС, их ниже газ, продавая Молдова газ по 550, значит, вам его продают по 14 лей 40 бань. То есть, частникам, то есть, компаниям, экономическим агентам, продают по 6,80, 6 лей 80 бань СНДС, вам продают по 14,40. Еще одна цена сверху. Сегодня я убедился в том, что шайка негодяев, бестолковых личностей, жуликов и воров, которые нами руководят, я давно говорю, что они должны уйти, нам нужны как можно быстрее досрочные парламентские выборы. Вы поймите, сегодня, если бы, например, по 6 лет они поставляли бы в Франзелоцу, госпредприятие, этот газ, то сегодня можно было бы миллионы батонов бесплатно раздавать пенсионерам, всем ветеранам, всем семьям, всем нуждающимся в нашей стране. То есть сегодня этим тарифом убивается госпредприятие,
крадутся деньги с ваших карманов. Я посчитал 70 примерно миллионов метров кубических газа, которые должны быть использованы в апреле этого месяца и в мае этого года. Умножаем даже на 5 лей, это уже 350 миллионов лей возьмут с ваших карманов только за апрель-май этого года. Всего за 2 месяца, не за весь год и не за всю жизнь. Власти хотят понизить тарифы для того, чтобы помочь Майя-Санду выиграть выбор. Поэтому сегодня очень просто. Либо мы с вами встаем, идем, берем за глотку энергоком и добиваемся справедливых тарифов на газ. И не ждать до Нового года, пока полностью опустошат ваши карманы, потому что действующие этой власти все понятно. Я уже много раз говорил. Во время Плохотнюка тоже воровали. Воровали с прибыли. Сегодня власть ПАС и Майя-Санду ворует с убытком. И ворует конкретно из ваших граждан, из ваших карманов. Потому что металлферроз, они воровали с прибыли компании. При этом люди занимались металлоломом. Компания была одной из самых сильных в стране. Значит, там воровали с прибыли. А сегодня ПАС с Майя ворует напрямую из вашего кармана. Понимаете, что сегодняшняя власть — это как волк в овечьей шкуре. Только они, овцы, опустошают пастбище, а эти, наши овцы, опустошают ваш карман. Вы должны понимать, что власть сегодня в Молдове живет по одному простому принципу, что в любой стране, когда власть коррумпирована, бедность становится ее кормильцем. Поэтому либо мы сегодня объединяемся всей страной и говорим нет этим подонкам и добиваемся справедливых тарифов, либо платите еще одну цену плюс 5-7 лет сверху и платите ровно столько, пока Майя-Санду не даст команду, чтобы понизили цены для того, чтобы она победила на выборах. Я хочу, чтобы вы понимали, что вчера энергоком, дав цену 6 лей 80 бань, включая НДС, в эту цену входит прибыль. Значит, мне специалисты расписали. 525 лей там из этих, например, из 6800 лей за 1000 кубов, 525 лет это тариф на распределение газа. 432 тариф на транспортировку. 400 лей сумма отчислений в резервный фонд и так далее. То есть за 6,80 с НДС и со всеми расходами они вчера дали заявку продавать газ стекольному заводу. 6,80. Вы платите 14,40. Поэтому что нам с ними делать? Зависит от каждого из вас. Я никогда не плакался, и когда было 29 и 18, я оплачивал не только свои тарифы, а многим другим близким, и не только близким для меня людей, кому мог. Но сегодня, еще раз, 740 тысяч потребителей физических лиц с каждого карманчика каждый день сейчас будут забирать кап-кап-кап. Да, многие из вас сейчас скажут, но уже как бы не холодно. Да, потребление газа сегодня меньше. Поэтому у вас и украдут за апрель и май всего 300-400 миллионов лей. А сколько у вас воровали зимой? Я думаю, тут надо собрать все экспертное сообщество. Поэтому решение принимать вам. Завтра в 18:00. В программе с Георгием Гонцем обсудим протест. Я сделал вопрос онлайн. Значит, оно же выходить всей страной и заканчивается всем этим беспределом. Потому что власти делают, что хотят. Наша парламентская оппозиция, большая часть из которой, которая как будто борется. Почему они вчера с этим не вышли? Не знали? А что это за оппозиция, которая даже ничего не знает? Вопрос. Ваку прен пято, советую сымбат катмай фумас. Мадук Самфак Уклад, Кшмер Глак, Антимир Каза из Зоу Рашлы, Правонуку Роман Чубачук, Примару Носом.
primar din partea Partidului Național, Mareș Cantimir, am pregătit mai multe evenimente pentru locuitorii orașului, raionului și în special pentru copii. Noi continuăm cu lucruri reale, cu lucruri concrete, cu lucruri bune. Dar cu vremurile bune, în ghilimele, la nivel de țară trebuie să oprim că ați rămâneți nu fără pâine, fără lapte, fără carne. Ăștia îți valesc fără chilos. Vă cuprind să aveți o zi cât mai frumoasă. Vă mulțumesc pentru depost și restribuire. Делайте, пожалуйста, репост. Спасибо большое. Обнимаю вас. Пока.